Salutare, începem o nouă zi cu o nouă analiză și vom începe mai întâi cu aur. Pe timeframe-ul de o zi, dragi prieteni, vedem că la fel avem în continuare acest trend descrescător. Am să trec pe o oră să trasez acele zone de unde eu astăzi voi aștepta o reacție a prețului. Vedem că în această regiune prețul nu a ajuns unde ieri. Noi am făcut analiza, prețul a plecat fără noi, însă nu-i nimic grav. Asta este piața. Aici avem un nou boss. Vedem aici a fost format un nou boss, unde piața continuă să descrească. Așa, prima mea zonă de interes, de unde eu voi deschide o tranzacție, va fi această zonă, dragi prieteni. Voi aștepta din această zonă o reacție a prețului. Și deja setez o alarmă, vom vedea cum prețul va reacționa. Următoarea euro USD este, trecem pe o zi, v-am zis că va fi, avem un trend descrescător, prețul va scădea și vedem chiar cât de bine a scăzut. Pe o zi, hai să trecem pe H1, la fel vedem că prețul nu a ajuns în regiunea noastră. Aici a format un boss. Eu, un video trecut, am spus că dacă se formează ceva un boss, eu voi căta ceva poziții pe intrare. Acum, dragi prieteni, la fel ca pe A, este o situație asemănătoare ca pe aur. În această regiune se poate de căutat o tranzacție, mai bine zis, pe o vânzare chiar din această regiune spate. Din această regiune eu voi lua o tranzacție pe vânzare. USD GPY. Avem, dragi prieteni, vedem cu toții. Aici avem un trend crescător deja. Altă situație mai interesantă. Pe H1 ce avem aici? Vedem că aici s-a format un nou boss. Da, chiar putem să luăm aici. Așa că aici putem să căutăm ceva. Intrări pe cumpărare. Prima intrare care eu voi aștepta o reacție în primul și în primul rând din această zonă și voi lua voi deschide o tranzacție pe cumpărare, dragi prieteni, euro GPY GBP USD. Ce vedem aici? Pe o zi vedem că avem un trend descrescător, pe o oră nu văd nimic așa interesant pentru analiză și pentru a deschide poziția. Dash. Aici la fel nu văd nimic interesant, dar văd că s-a format aici un boss. Ok, nu-i nimic strașnic, se mai întâmplă. SPX 500 pe o zi, vedem acest canal. Da, hai să trecem pe o oră să vedem ce avem aici. Tot avem ceva interesant. Da, avem ceva interesant. Aici a fost o rupere, un boss. Dar să zic că voi deschide o tranzacție din această regiune, ar fi posibil, dragi prieteni, de deschis, dar nu mă grăbesc, mai aștept puțin. Mai aștept puțin, mai analizez, după care voi încerca să deschid acea tranzacție pe o vânzare, fiindcă aici avem un trend descrescător, dragi prieteni. Așa că, dragi prieteni, așteptăm reacții pe
aur din această regiune, poate găsim o confirmare pe euro din această regiune și USDJPY din această regiune. Avem trei situații, ne așteptăm în aceste situații să vedem dacă prețul va ajunge. Vom căuta confirmări și vom deschide tranzacții. Dacă vor fi tranzacții astăzi, la sfârșitul zilei, voi posta video cu explicații despre cele tranzacții. Pe curând!